Dacă în momentul de față în viața ta lucrurile nu se leagă sau pur și simplu treci printr-o perioadă proastă sau ai parte de o depresie, înseamnă că ai venit la fix să urmărești acest clip, pentru că în el te voi învăța cum să iei toate aceste lucruri și să le folosești în avantajul tău, așa că urmărește-l până la final. Și probabil că dacă ai o perioadă grea, simți că lumea nu te înțelege, că ești singur, că nu există niciun fel de speranță, cel puțin eu când eram depresie, asta simțeam, că nu există niciun factor final și pot să zic că depresia mea a venit de la faptul că, bă, nu exista chestia de siguranță a morții. În momentul când mori, nu poate să știe nimeni 100% exact ce se va întâmpla după. Mi-am dat seama că orice lucru grandios aș încerca să construiesc, cel mai bun lucru, să zicem că aș reuși să salvez oamenii de cancer, aș găsi leacul la cancer pe plan universal, chestia asta nu ar conta. Și la fel când vine și vorba de partea negativă, să zicem că aș reuși să distrug planeta printr-o bombă nucleară, ok, pe plan universal lucrurile astea oricum nu ar conta, suntem prea mici, prea infimi ca să conștientizăm acest lucru și tot timpul încercăm să ne dăm importanță prin lucruri de genul, bă, o să avem o viață viitoare, știi, speculăm chestia asta, când de fapt singurul lucru cert este ce ni s-a dat acum, în momentul de față, ce trăim în clipa asta prezentă, asta știm sigur că avem, ce este în viitor, este doar o proiecție a minții și ce a fost în trecut, practic, a rămas doar în minte, pentru că ghici ce, tu trăiești doar aici și acum. Și pornind oarecum de tânăr cu concluziile astea în viață, nu eram în niciun fel motivat să mă mai ridic din pat. Deci aș face orice dacă până la urmă scopul final este doar să mor și atât, dacă nu există niciun fel de continuitate. Și atunci bineînțeles că este doar o linie fină înspre a te duce spre partea negativă. Bă, dacă oricum nimic nu contează, atunci hai să trăiesc viața asta la maxim. Hai să consum droguri, să beau, să mă distrez maxim, să pierd nopți, să fac bani cum vreau eu, să nu am moralitate. Și practic, făcând lucrurile astea, te duci în partea negativă a vieții și ghici ce, per total, în esență, pare că ar fi interesant, pare că este aventură, că se întâmplă lucruri acolo și adevărul e că se întâmplă lucruri, vezi partea negativă a lumii, însă ce e drept este că intervine foarte multă suferință, depresie, obiceiuri proaste și inevitabil te duci în jos spre o tristețe profundă. Acum, când ești jos, bineînțeles că nimeni nu te ajută, nimeni nu pasă de tine pentru că nu ai niciun fel de valoare socială, când ești în depresie, când nu produci nimic pentru nimeni. Sunt multe persoane care pur și simplu au potențial, dar s-au dus oarecum către viziunea asta că nimic nu contează sau au avut depresii declanșatoare de la anumite drame, cine știe, au fost lucruri, poate părinții nu i-au ajutat, poate au fost abuzați și cumva te înțeleg perfect dacă ai trecut prin lucrurile astea. Și normal că la un moment dat să te duci către activități de genul cum ar fi alcoolism, un program haotic, lipsă sau organizări în viața ta și absolut că cu aceste lucruri în minte și cu aceste lucruri în viață te vei îndrepta către o depresie, adică e inevitabil. Și știu că pentru mine depresia a intervenit nu neapărat din acești factori, cumva ei m-au influențat tot timpul să gândesc așa într-un mod destul de trist și gri, pentru că nu aveam spre ce să tind, nu exista nici partea asta de a reuși în viață, de prosperitate, pentru că aveam o mentalitate foarte prost construită de societate, gen bă, nu se poate să faci nimic, ești limitat, inteligența nu se poate dezvolta, ăsta te-ai născut, ăsta ești, nu există niciun motiv de a trăi mai departe viața pentru că nu e nimic concret. Și atunci cumva mă plimbam așa prin viață, neavând un scop, neavând o direcție și toate lucrurile mă afectau. Orice lucru mic când ești în depresie te afectează. Părerea cuiva care a zis-o acum 2 ani, care a zis-o acum 6 luni, o chestie mică poate să dea efectiv efectul ăla de trigger și să nebunești pe lucruri care n-au niciun fel de legătură cu realitatea. Și dacă acum ești în depresie și îți dorești să ieși, pentru că la un moment dat te saturi să fii acolo, te saturi pentru că este prea multă suferință. Lumea nu te înțelege, nu ai un scop în viață, nu ai bani, ești trist tot timpul, poate ai și anumite vicii și lucrurile nu ți se leagă. Toate lucrurile care pot merge prost, vor merge prost. Când ești singur acolo, de fapt, ăla este momentul principal când tu ca și om poți să-ți găsești acea forță interioară să ieși. În momentul ăla, de fapt, ceea ce trebuie să reții este că poți să o iei de la zero. Nu te oprește nimeni să devii de mâine o altă persoană, așa că cumva poți să ștergi cu buretele și să înțelegi că din momentul ăsta e ca și cum ar fi un tunel departe, un tunel pe care tu îl vezi și tunelul ăla însemnând viața ta ideală. Pașii pe care tu îi faci în acel tunel trebuie să-i faci singur și asta este o lecție principală. Când ești în depresie, nimeni nu te va ajuta. Ok? Când ești la început de drum, nimeni nu te ajută cu adevărat. Când nu ai bani, nu te ajută nimeni. Când ai datorii, când lucrezi mergi prost, când ai vicii, cumva ești pe cont propriu. Și la fel este și când ești în depresie. Când ești în depresie, singurul pe care îl poți este să te cațări singur, pas cu pas, către acea lumină de la capătul tunelului. E singurul cu care ar trebui să fie steaua nordului. Și acea stea a nordului, de fapt, se concretizează în câteva fapte concrete și anume, în primul rând, depresia intervine atunci când nu ai un scop principal în viață. Când nu ai un scop principal în viață, un vârf al nordului, un compas concret către o direcție, e normal că vei deriva, vei duce în derivă și oricum cu un scop concret te vei duce în derivă. Dar gândește-te ca și cum ar fi o barcă
Tu știi care e nordul, vine valul, te duce într-o parte, te duce la 5 km, însă dacă știi unde vrei să ajungi, tot te duce acolo pas cu pas. Însă când nu ai acea stea a nordului, când nu ai acel ideal, acea misiune a vieții tale, tot timpul plutești în derivă și nu ai cum să-ți scape de depresie. Știi, tu poți să faci lucruri cum ar fi sport, cum ar fi meditat, că vrei să-ți schimbi regimul și probabil că ai și încercat chestia asta. Bă, vreau să ies din depresie, ai încercat câteva lucruri și după aia te-ai afundat din ce în ce mai tare în ele. Asta pentru că lipsește această a nordului pe care tu tot timpul trebuie să ai în inima ta. Acel lucru spre care tu tinzi nu trebuie să aibă legătură cu nimeni, el este în interiorul tău. Tu în sinea ta ai niște lucruri care te fac fericit, niște lucruri mici în viață care te fac fericit și care te atrag în mod natural. Pentru mine a fost partea asta de educație, de citit. Asta a fost chestia când am văzut-o pe YouTube, am văzut pe alții că fac chestia asta, am știut că e pentru mine, am știut că mie îmi place asta, că mă atrage. La fel poate fi pentru tine finanțele, poate fi, nu știu, activitate antreprenorială, nici nu știi, nici nu contează, poate fi arta, scrisul, cititul, nu știu, poate să fie orice, pictura, dar important este ca să o tratezi ca pe misiunea vieții tale și ce e mai și mai important, să faci bani din ea. Misiunea vieții tale înseamnă un lucru pe care îl faci din plăcere, care oricum l-ai face gratuit, însă îl faci și pe bani și ghiși ce, mulți bani. Și a doua regulă este că depresia se rezolvă prin întărirea caracterului, însă nu poți să-ți întărești caracterul și nu poți să ai încredere în tine și iubire față de tine decât dacă îl muncești spre un scop. Pentru că în momentul când muncești spre un scop și ai anumite lucruri, anumiți pași pe care tu îi obții și îi faci așa cu checklist, le-ai atins, atunci ai faptul crește încrederea de sine. Încrederea de sine se obține atunci când atingi anumite targeturi, când îndeplinești anumite scopuri, când reușești să faci anumite lucruri pe care ți le-ai promis. Și în momentul când nu le respecti, atunci încrederea de sine îți scade. Deci scopul tău principal este să-ți întărești caracterul și cum faci asta, bineînțeles, având aceea misiunea vieții, dar sunt câteva lucruri adiacente. În primul rând, sport. Sport zilnic, mai ales dacă ești în depresie, acum sport zilnic neapărat. Atenție foarte mare la ce mănânci. Ceea ce bagi în gură este o reflecție a ceea ce ești tu, de fapt, pe interior. Și probabil că în jurul tău nu ai prieteni buni sau ai persoane toxice. Scapă de ele și caută oameni care sunt buni pe lângă tine pentru că ai nevoie de un cerc social. Poți să faci mindfulness, exerciții de meditație, să te concentrezi în clipa prezentă și să stai în prezent și să înțelegi puterea prezentului. Astea sunt lucruri care te ajută. Viciile, nu mai zic, trebuie ținute sub control. Alcoolismul, un factor principal. Somnul, cum dormi, la ce oră dormi, cât dormi și așa mai departe. Și nu poți să ieși din depresie dacă nu ai acești 6 sau 7 stâlpi. Dacă faci, lucrezi doar la 2 din 6, n-ai cum să ieși. Așa că lucrează 6 din 6 la ei. Fă-le ca și un fel de rutine zilnice pe care tu le obții, pentru că ghiște, în momentul când mi-am instalat rutine în viața mea, ăla a fost și momentul când depresia a scăzut. Pentru că știi exact ce ai de făcut. Când ești în depresie însă, ești în derivă, nu ai un scop, pierzi vremea. Și la un dat o să ajungi ca rutinile astea să le faci pentru că îți plac și pentru că înțelegi că ele te împing mai departe să fii cea mai bună versiunea ta. Dar acum tu le vei folosi doar ca să-ți creezi acea bază și să ieși din perioada asta proastă, ca mai apoi cumva ele să te împingă către următorul nivel. Pentru că îți mai zic ceva. Omul de rând nu face chestiile astea. Omul de rând merge pe autopilot, îi zic părinții ce să facă, să duc la școală, fac facultate, fac o familie mediocră, obțin un salariu mediocru, un venit mediocru și mor mediocri. Și cumva asta este și punctul la care vreau să ajung. Depresia trebuie să fie acel avantaj al tău, trebuie să te facă să devii excelent. Din start trebuie să reții că tu niciodată nu o să mai fii un om normal. Gândește-te la un câine care a fost ținut într-o cușcă și toată viața lui a fost împins cu niște bețe și aruncat în el cu pietre și așa mai departe și a fost jos toată viața. Chiar dacă tu îl eliberezi din acea cușcă și dai condiții normale, el tot timpul o să fie gen, ții ceva cumva, tot timpul o să aibă niște chestii în el, cumva o să reacționeze aiurea la tot stimulii exterior, știi? Nu o să fie niciodată normal față de un câine de aceeași rasă, cumva care de aceeași vârstă, care e asemănător, și dacă îi pun lângă altul, o să fie tot timpul să aibă acele lucruri diferite. Însă, asta nu trebuie să fie demotivant, dimpotrivă, trebuie să te facă să obții excelența. Și ce vreau să zic cu chestia asta, e că trebuie să reții că tu, în momentul când te duci în niște lucruri atât de joase, atât de întunecate, ți se mărește ceva ce Jung numește umbra. Acea umbră, practic, este partea agresivă și negativă fiecăruia. Și toți o avem. Toți avem acel ceva interzis, acel ceva ascuns pe care doar noi îl știm în sine noastră, în sinele nostru interior, îl avem acolo și cumva ăla ne controlează viața. Unii sunt dependenți de sex, alții de alcool, alții de aventuri, alții vor să facă rău, știi, avem tot, oarecum o răutate intrinsecă în noi, însă mod normal e ținută sub control. Dar ea este cea mai pregnată în evidență când consumi alcool. De fapt, umbra unui om se poate vedea când el consumă alcool sau e drogat sau are o stare proastă sau răbufnește. De fapt, noi tu când răbufnești,
ai umbra personalității. De asta, cumva, un om e contorizat și trebuie să îl contorizezi după cum se manifestă în toate aceste situații. Și, în general, această umbră este lăsată de capul ei, nimeni nu știe să o controleze și este lăsată să meargă pe mod automat, pe pilot automat. Și tocmai de asta auzi la știri că nu știu ce vedetă a făcut, nu știu, chestii, orgii sexuale și s-a aflat despre ea, când ea era, de fapt, o persoană sinceră, calmă. Și, de fapt, s-a aflat că a făcut niște chestii sau și-a înșelat familia sau a avut o familie în paralel. Sau tot fel de astfel de lucruri, sau că se droga, știi, o persoană la care nu te-ai așteptat. Și astea le vei auzi constant, pentru că ceea ce punem noi oarecum în față, în social media, e doar o fațadă. Toți aveam acea umbră în noi. Și aici este și avantajul masiv al depresiei și vreau să mă scuz cu atenția ce urmează să zic, este că umbra aceasta o să o creezi pentru a deveni supra-om. Ce vreau să zic cu chestia asta? Pune-o în munca ta, pune-o în arta ta. Eu personal am avut foarte multe instincte animalice pe care cumva acum le contorizez în ceea ce fac, în acest proiect, în aceste clipuri, în munca mea, în scris, în proiecte investitorii, în proiectele mele antreprenoriale și tot timpul am acel ceva în plus față de restul. Și am să zic o chestie, în momentul când toată lumea se panichează, pentru că în perioade bune, în perioade proaste, în perioade proaste toată lumea se panichează de la lucruri mărunte. Eu cumva acum am trecut un haosul ăla, când nimeni nu avea încredere în mine, când eu nu aveam încredere în mine, când eram împins ca și în cușca aia cu câine și terorizat și n-aveam niciun ban și eram singur și nu găseam o cale și nu știam care este sensul vieții și toate lucrurile alea pe care eu le-am trăit ani și ani și ani de zile, cumva mă fac acum să fiu foarte calm în situații de genul. Sunt cel mai calm când e haos lângă mine. Eu sunt calm și toată lumea mă întreabă, dar cum reușești chestia asta? Cum de rămâi într-o situație de genul ăla neafectat? E simplu, pentru că am trăit în situații și mai grele și asta este de fapt umbra mea care mă liniștește. Cumva o folosesc împreună cu mine, o înțeleg, o conștientizez și o folosesc în avantajul meu ca să creez lucruri speciale. De-a lungul timpului, persoane ca și Gandhi, nu știu dacă știi, Gandhi o vrut la un moment dat să se sinucidă. Luther King, toți au avut depresii mari, crunte. Cele mai importante personalități ale lumii au trecut prin astfel de probleme și au reușit să treacă peste pentru că și-au făcut acea umbră care i-a ajutat pas cu pas, pentru că acum dacă ești jos de tot, doar tu singur te poți ajuta, nu o să te ajute nimeni, guvernul, societatea, familia, nimănui nu-i pasă de tine, nimeni nu dă doi bani pe tine. Tu trebuie să te ajuți și să ieși. Și cu cât ieși pas cu pas, cu atât îți crește încrederea de sine și umbra și forța pe care o ai, forța interioară, încrederea de sine, iubirea față de tine. Și în momentul în care ieși, poate că nu o să mai fii niciodată normal, cum era exemplul ăla cu câinele, însă o să ai acel ceva special, o să ai umbra aia puternică și în situații de criză, toată lumea va apela la tine. Ghici ce se întâmplă când e o situație de criză în viața mea, la cine apelează lumea? La mine. Pentru că eu sunt cel mai calm și îmi folosesc umbra și cumva eu am trăit acolo. Ei nu știu ce înseamnă, eu am trăit o viață în haosul ăla. În general, oamenii pun această umbră în vicii, alcoolism. Ea se manifestă în modul ei voit, în 99,99% în vicii, okay? În comportamente deviante, în lucruri negative. Dar dacă știi să-i pui o lesă, să te împaci cu ea și să o folosești, să o conștientizezi, să înțelegi că ea există, să o folosești în partea cealaltă, spre munca ta, spre ceea ce crezi, pur și simplu devii super om, devii invincibil și special și nimeni nu te va mai putea corupe. Când ai trăit jos de tot și n-ai avut nimica, cumva nici acum, practic, tot ceea ce construiești de acum încolo este de fapt un bonus, ok? Nu te mai poate corupe nimeni, te duci spre idealurile tale, nu mai faci compromisuri, sunt atât de multe lucruri pe care le faci pentru excelență, pentru artă, pentru că tu ai fost de jos și vii de jos. Depresia de fapt înseamnă că există prea mult haos în viața ta și de fapt este o balanță. În momentul când este prea mult haos, viața ta n-are cum să meargă bine, e ca o masă înclinată prost. Și atunci tu trebuie să faci ordine din haos. De asta trebuie să începi cu lucruri mici, a face patul, a te spăla pe dinți, a renunța la, nu știu, la alcoolism, la vicii, dar totul e pas cu pas. Poate vrei să te apuci de alergat, aleargă 2 minute pe zi, începe puțin, meditează puțin, începe să-ți creezi acele rutine una câte una și creează acea ordine din haos, tu te către ordine și tot timpul păstrează granița aia, tot timpul la mijloc. Niciodată să nu te duci prea mult în ordine, pentru că după aia devii o persoană foarte predictibilă, foarte serioasă și nu știu dacă e cazul. Adică tot timpul trebuie să ai acel ceva care te face artist, care te face diferit, care îți dă energie, care îți dă, nu știu, vibe-ul ăla foarte bun. Deci tot timpul să nu te poată citi nimeni. Creează balanța între haos și ordine și de fapt asta este depresia. În viața ta e prea mult haos, sunt prea multe lucruri care merg prost și înțeleg lucrul ăsta. Hai să începem să lucrăm pas cu pas și să îndreptăm această balanță. Dacă Gandhi a reușit să ajungă de la sinucigaș
la unul dintre cei mai buni conducători spirituali ai tuturor timpurilor, asta înseamnă că și tu poți să ajungi unde vrei și îți mai zic ceva, ai un dar special. Acum, dacă ești jos, trebuie doar să treci prin acest proces, nu-ți va fi ușor, însă la capătul tunelului vei fi o persoană care nu va mai putea fi controlată de nimeni. Vei avea acel ceva al tău și toată lumea va vrea să stea lângă tine și toți vor pune preț pe ceea ce spui. Gândește-te că eu, dintr-o persoană care nu dădea nimeni doi bani pe el, acum sunt mii de oameni care îmi vor atenția. Asta pentru că am reușit să ies din acele lucruri și folosesc totul în avantajul meu. Așa că acum, dacă ești într-o depresie și ai o perioadă proastă, folosește totul în avantajul tău. Trebuie să fie elementul prin care tu creezi excelență și oamenii vin spre tine. Dacă ți-a plăcut clipul ăsta, sper că te-a ajutat din suflet și nu uita neapărat să lași acum un like, fiindcă pe mine mă ajută. Până data viitoare, succes!